Vodafone te aduce aproape de lotul olimpic al României. Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Bună, Corina! O sportivă fericită, ai făcut o țară fericită, o performanță desăvârșită. Cum te simți? Sunt foarte fericită și încă visez cu ochii deschiși și savurez această victorie. A fost un moment așteptat de tine, de toată lumea? Da, eu am fost convinsă că voi pleca din sala de la Londra, de la Jocurile Olimpice cu o medalie, chiar când am plecat dimineața spre competiție și în dimineața de luni am fost 100% convinsă că nu voi ieși din sală fără medalie. Orice om are gânduri rele, Doamne, dacă nu-mi iese, dacă găsesc o sportivă mai pregătită sau poate mă prinde cineva, ai fost 100% convinsă? Ce înseamnă să pleci cu... Am încercat să-mi impun și să-mi fac să-mi intre bine în cap, să nu cedez, să nu fiu proiectată de adversar și să am răbdare, pentru că totul vine de la sine după atâția ani de muncă. Povestește-ne cum au fost luptele tale, prima luptă, a doua, a treia, cum până la finală. Prima luptă am avut-o cu sportiva din China, o sportivă de care mi-era, sinceră să fiu, mi-era foarte, foarte puțin, aveam puțină teamă și pentru că mai pierdusem de două ori, m-am vins de două ori și cele mai mari emoții le-am avut până să intru pe saltea și să dau contact, să am contact cu adversarul. Dar pe urmă, pe parcurs, după fiecare meci, deja eram nerăbdătoare să vină următorul meci și mă încărcam de la public cu energie pozitivă. Publicul, toată lumea a fost publicul, alături de tine. Publicul, fiind cei din sală, că au fost câțiva români în sală care chiar îi auzeam cum strigă hai Corina, hai România, cei de acasă, pentru că sunt convinsă că au fost în număr foarte mare și chiar am văzut foarte multe mesaje de la ei și țin să le mulțumesc nespus de mult. Medalia mea este și a lor și le mulțumesc că m-au susținut. Arată-le medalia și transmite-le un mesaj. Vă mulțumesc din suflet că m-a susținut la Jocurile Olimpice de la Londra. Înseamnă nespus de mult pentru noi sportivii români care suntem aici să fiți alături de noi. Și chiar simțim o încărcare pozitivă când sunteți, chiar dacă sunteți în fața televizoarelor. Cred că este cel mai plăcut să vă avem alături de noi. Tu stai cu medalia după tine tot timpul? Ai ținut-o tot timpul la tine? Da, o iau cam tot timpul cu mine, pentru că cred că până încep să realizez și să o pun în cui undeva unde să o văd tot timpul. Până atunci cred că voi purta la mine tot. Aveai până acum 190 de medalii, acum ai 191. Unde să le pui pe toate? Sau pe aceasta, da, unde o pui? Aceasta chiar o să aibă un loc special. Chiar m-am gândit acum câteva săptămâni, luni, vorbeam cu colegele mele și spuneam că cele mai importante medalii ale mele vor fi când voi cumpăra un apartament în hol fix la intrare, să vadă toată lumea și să-mi admire medaliile. Povestește-ne, toată lumea se aștepta când ai avut finala că o să iei, te bați pentru aur, că o să-l și câștigi. Totuși s-a întâmplat ceva. Eu cu gândul ăsta am pornit din țară, toate că nu am spus-o, că nu e bine să spui în general ce-ți dorești. Și chiar adormeam cu gândul că mi se va cânta imnul, mă trezeam de nenumărate ori, mă antrenam gândul ăsta și asta cred că mi-a dat putere să continui și să mă antrenez cu dorința de a învinge, să,
s-aud imnul la Londra, dar țin să vă spun că nu sunt dezamăgită și și sunt foarte mândră de această medalie, este totuși argintul olimpic și cred că oricine care apreciază sportul de performanță și știe ce înseamnă sportul de performanță apreciază această medalie. Dacă ți-ar fi spus cineva înainte de olimpiadă că o să câștigi medalia de argint la Londra, ce ai fi zis? Acum 2 ani când am fost la campionatul european, mama mi-a zis că a visat cu mine că voi fi în finală și că voi lua argintul. Și eu am zis, mami, dar eu m-am antrenat să ies campionă, să-mi cânte imnul. Dar mama mi-a spus, nu, argintul o să iei, așa am visat. Și nu i-am definit dorința din vis sau visul. Și chiar așa, după ce am terminat europene și am ieșit campioane, i-am spus, mami, uite că nu ți s-a definit visul. Bine, a fost o glumă, ea e mândră de mine, orice medalie, orice loc obțin, eu sunt o fată a ei. Și dacă mi-ar fi spus cineva, să revin la întrebare, că câștig argintul, probabil aș fi dat din cap și aș fi fost mândră, că are încredere cineva în mine că o pot obține, o medalie la Jocurile Olimpice. Dar în interiorul meu eu știam cel mai bine ce gândesc. Toți oamenii din țară știu, au văzut finala, ai controlat meciul aproape în întregime și ai făcut acea greșeală. Cum, ce s-a întâmplat? Povestește-mi cu începutul, cu antrenamentul, ce mai povestim mai devreme? Eu sunt o sportivă foarte, încerc să fiu foarte dură pe saltea și să câștig punctele și să câștig pe bună dreptate și îmi place să câștig frumos și clar. Din păcate nu se poate întotdeauna așa. Cu sportiva din Japonia, la un moment dat am cedat. O secundă, o fracțiune de secundă, dacă cedez, poți să pierzi totul. Și eu am făcut procedeul acela care nu este regulamentar în judo și ești descalificat, deci n-am fost furată de arbitri. N-au fost nici arbitri de partea mea, nici de partea ei, au lăsat să decurgă meciul frumos și corect. Chiar la sală am pățit de multe ori. Noi aveam în fiecare câte o zi de antrenament, Alina sâmbătă, Andreea duminica și eu lunea. Și cum antrenamentele erau doar pentru noi și doar noi trebuia să ne pregătim, noi eram în centru și făceam randori. Și adversarul venea tot la 2, la 3 minute, se schimba și o repriză dura cam jumătate de oră. Și pe la finalul acestei reprize, mai erau 2-3 minute, era ciudă, ca să spun așa, că nu mai reușeam să arunc în primele minute și îmi doream, mi-a spus de mult, să proiectez, pentru că pentru mine asta înseamnă judo, să proiectez, să arunci adversarul pe spate. Și eram foarte nervoasă, să zic așa, că nu proiectez și îmi doream nespus de mult să fac procedee, să arunc. Și am făcut greșeala asta la antrenament de vreo 2 ori și mi-au spus antrenorii, ai grijă că vei fi descalificată, nu e regulamentar. Și eu știam chestia asta, dar cum sunt mai dură probabil și mai impulsivă, încercam prin orice modalitate să proiectez. Ce ai simțit când au descalificat? Ce să simt? Chiar nu pot să-mi dau seama. Tot ce pot să spun e că știu că am greșit. Cred că chiar în timp ce făceam, odată cu greșeala,
mi-am dat seama că nu este bine cum am procedat. Am acceptat. Asta e greșeala mea, mi-o asum. Nu am ce face, merg mai departe. Chiar a spus cineva, ai pierdut în finală? Nu a pierdut în finală, a câștigat argintul. Și asta zic și eu, n-am pierdut în finală, am câștigat argintul. Totuși, ai urcat pe podium, este o senzație aparte, nu? Chiar și pe poziția a doua. Da. Chiar și pe poziția a doua. Îmi venea să plâng, dar îmi venea să plâng de fericire, nu pentru că am pierdut finala și nu am plâns pentru că nu am vrut să fie tristă România, ca să zic așa, pentru că plâng eu totuși fiind pe podium. Și dacă plângeam, erau lacrimi de fericire, nu de supărare. De asta nu am plâns. Chiar îmi venea și m-am abținut foarte mult să nu plâng. Lumea știe despre tine că ești o persoană emotivă. Ai plâns și la mondiale când ai ratat. Plânge și domn profesor. Plânge și Alina. Fetele care parcă judo sunteți așa mai plângăcioase? Posibil să fie asta o mască, că suntem dure, dar suntem oameni, suntem femei, suntem muncite, ca să zic așa, și e imposibil să nu plângi, să nu, când pui atâta suflet și îți dorești nespus de mult să fii pe podium, pentru noi pentru asta ne antrenăm, pentru a câștiga medalii pentru noi, pentru a face o țară întreagă mândră și chiar suntem foarte sensibile, cu toate că este un sport foarte, foarte dur, chiar suntem sensibile și plângem, cred că de fiecare dată când pierd, chiar și dacă este o cupă mondială sau un concurs foarte, foarte slab, să zic așa, o lacrimă tot vărsă. Ai stat tot timpul în umbra Alinei Dumitru, ea făcând una din cele mai importante performanțe, medalia de aur din 2008. Acum te simți și tu împlinită? Să-i duci mai departe? Da. Eu nu consider că am stat în umbra ei, dar am văzut că foarte lume mă asociază cu Alina Dumitru. Mă bucur nespus de mult pentru că este o sportivă extraordinară și a scris câteva pagini de istorie în judoul românesc și nu numai. Eu chiar după Beijing stăteam cu celelalte colegi ale mele și spuneam că cu siguranță Dumnezeu îmi va rezerva un viitor excelent pentru... Nu, probabil n-a fost pentru mine să fie Beijingul și mă va trimite și mă va ajuta să mă calific la Olimpiada atunci când voi fi 100% că mă voi întoarce de acolo și cu o medalie. Asta am gândit și asta am simțit. Alina Dumitru acum se retrage, tu urmează să mergi la Rio, să-ți aperi medalia, poate să câștigi și pe cea de aur. Da, să o lăsăm să se relaxeze și să, totuși, toată lumea zice că nu e bine să se retragă, împlinește peste câțiva ani, 30 de ani. Eu zic să o lăsăm să-și facă o familie, să facă niște copii la fel de talentați și să ajungă niște sportive extraordinari ca și ea. Cred că e imposibil să nu ajungă. Eu zic că este foarte... foarte obosită după atâtea rezultate aduse României. Da, eu mă gândesc să aduc aurul României în 2016 la Jocurile Olimpice de la Rio. Lumea de pe aplicații, oamenii vor să știe cum ai ajuns să practici acest sport. Greu. Da, eram un copil foarte neastâmpărat.
întotdeauna unde era scandal sau unde eram și eu și plăcea foarte mult să mă bat. Eram foarte, foarte energică. Frații mei au practicat amândoi, dar eu când am început să practic judo, mai practica doar unul dintre ei și m-a dus în sala de judo și de atunci acolo m-am simțit în largul meu. Chiar de la primele concursuri amicale din zona de acolo am început să iau diplome și să fiu încântată și cred că nu am visat că o să ajung atât de departe, dar probabil antrenorul de acolo și-a dat, antrenorul meu, primul antrenor, Adalbert Batcai, care îi mulțumesc că, la urmă, el m-a descoperit, el m-a învățat procedeele care le practic și acum, pe care mai târziu a trebuit să le exersez și să le corectez. Băieților, cred că le era frică să se întâlnească cu tine. Eu cred că da, nu știu, nu mi-au spus niciodată, dar cred că, nu știu să răspund, nu știu cum să-ți răspund la această întrebare. Probabil... E ca și, e aliniai, adică nu prea mișcau în front. Da, am avut câteva înfruntări și cu băieți. Poate și din cauza asta, prietenul tău, care ești de 9 ani, este și el tot sportiv. Da, este... luptător, lupte libere, practică. Dar nu este problemă, eu sunt total schimbată și acum am o vârstă și știu să îmi controlez și să pun totul în practică doar pe saltea. Dar probabil că antrenament ai făcut vreodată cu el așa, vreo aruncare, să simtă și el. Nu, este și foarte greu și totuși are orgoliu masculin. Credeai, cineva de pe aplicație întreabă dacă tu credeai că poți obține mai mult la această olimpiadă? Da, am fost antrenată, am prins o formă fizică extraordinară, o formă sportivă extraordinară și am fost chiar când am în final, vorbesc de final acum, când am simțit contactul cu sportiva japoneză, am fost 100% convinsă că o voi învinge. Dacă s-a observat, ea venea, prindea prize și fugea de lupta mea, pentru că sunt o sportivă care are procedee și de atac, dar și contră pentru atacurile adversarului. Și asta probabil o făcea să fie mai dinamică și să încerce să fugă de luptă. Cât de mult ai antrenat pe săptămână ca să ajungi aici? Cam câte ore trebuie să te antrenezi? Păi, pe zi făceam câte două antrenamente. Antrenamentul dura 2 ore dimineața, 2 ore după masa. Duminica nu o mai aveam liberă, aveam marțea, era duminica noastră, așa glumeam noi între noi. 12 antrenamente pe săptămână, câte 2 ore. E mult, e puțin? Eu zic că e exact cât trebuie pentru a obține o medalie olimpică. Un domn de pe aplicație întreabă, el a auzit că ai vrut să te lași de judo acum 4 ani. Ce te-a făcut să te rezumești? Eram foarte dezamăgită că nu m-am calificat la Beijing. Atunci era altfel calificarea pentru Jocurile Olimpice, era puțin mai diferită. Primele 5 din Europa și eu, când s-a tras linie, am fost pe locul 8 din Europa și am mai avut stări de a renunța, de a mă retrage din sportul de performanță, pentru că mie îmi place tot timpul să... Cred că asta e o greșeală sau... Nu știu cum să-i spun. Îmi place tot timpul să câștig și să încerc să fac totul să fie perfect. Sunt o perfecționistă, asta îmi spune și doamna doctor
de foarte multe ori, nu mai gândi așa totul să fie perfect, pentru că nu este totul perfect, trebuie să fii mai relaxată și să lasă să vină de multe ori totul așa de la sine. Și bineînțeles a fost și prietenul meu, a fost calificat, se calificase la Jocurile Olimpice de la Beijing și îmi doream de spus să mergem împreună. Dar asta e, m-am mobilizat, am lăsat să treacă timpul, când am fost 100% convinsă că sunt calificată la Jocurile Olimpice de la Londra, următorul meu pas a fost să mă gândesc doar la o medalie olimpică. Tu mi-ai povestit că ai fost extrem de zvăpăiată, agitată. Cum a reușit domnul profesor să te, domnul antrenor să te liniștească? Păi, eu sunt de la 13 ani la Cluj, am fost la Centrul Olimpic de cadete, la lotul de junioare și mai apoi acum, în momentul de față, la lotul olimpic de senioare. Prima antrenoare care m-a format și a început să mă corecteze și cu care am obținut și prima mea medalie la Europenele de cadeți a fost Andrei Cagianina. Cu ea am avut o relație foarte, foarte apropiată și eram foarte încrezătoare în ea. Mai apoi, când a trebuit să trec pe mâinile domnului profesor Florin Berceanu, a fost mai greu, pentru că și el este o persoană foarte autoritară și foarte încăpățânată și întotdeauna reușește ceea ce își propune. Și chiar psihologul lotului mi-a spus că dacă te uiți bine, vă certați, dacă te uiți și încerci să-l lași și încerci să-l cunoști, sunteți persoane foarte asemănătoare și aveți aceeași gândire. Au trecut, cred că 5 ani până să ajungem să avem o relație mai apropiată și să comunicăm să comunicăm mai mult. Erau tot timpul conflicte între noi doi și mă certa, bineînțeles, nu, dar foarte mult nu l-ascult. Chiar aproape deloc nu l-ascultam și eram foarte obraznică. Până am început să mă maturizez și să îmi dau seama că dacă vreau să am rezultate și să fiu o sportivă de valoare, cu rezultate internaționale, trebuie să mă las condusă de antrenor. Cineva care nu are nicio întrebare, dar doar vrea să spună bravo, Corina, tot înainte, lumea te susține. Îi mulțumesc, chiar îi mulțumesc din suflet și mulțumesc încă o dată tuturor, că chiar am citit mesajele voastre, sunteți extraordinari. Vă mulțumesc enorm. Cineva vrea să o încurajez pe sportivi de aici care au mai rămas, care mai pot obține un mesaj de la o campioană al ceilalți? Să aibă încredere în ei, pentru că sunt sportivi români în general, sunt niște sportivi foarte muncitori și în general aici vin sportivii care au muncit foarte mult, care au știut ce vor, să aibă încredere în ei că cu siguranță victoria poate fi de partea lor dacă se lasă conduși de dorința de a învinge. Eu am încredere în toți sportivii români. Cineva vrea să știe dacă ai dat vreodată un bărbat de pământ. Toți... e posibil așa ceva, nu? Da. E greu. Am dat așa mai... de când sunt mai mare. Cred că să fie... vreo 8 ani eram deja la lotul de senioare și era o echipă de fotbal în hotel cazată și spunea: eu nu cred că mă trântești, e imposibil, să ce faci tu acolo? Și era un pic mai mare ca mine, nu-i venea să, nu credea că aș fi eu în stare să-i fac un procedeu de judo. Zicea: nici nu te poți apropia de mine. Zic: te rog frumos, chiar plecam următoarea zi,
la un stagiu de pregătire în Ungaria. Zic, te rog frumos, lasă-mă în pace, că nu vreau să mă provoci. De mâine plec la stagiu de pregătire, nu vreau să mă accidentez, că oricum nu știi să pici și trebuie să te protejezi când te arunc. Nu cred. Până la urmă m-a provocat și nici bine nu am început lupta, că l-am și proiectat, dar am încercat să-l protejez. Și domn profesor nu știa asta. Și cum l-am protejat, era chiar pe beton, era în recepția hotelului. Am făcut un hematom de toată frumusețea la cot, ca un așa ou de găină, să spun, vână. Și s-a speriat un profesor că m-a văzut, i-am arătat. M-a întrebat ce pățit, am alunecat la duș. Și a trebuit să fac tot stagiul de pregătire cu hematomul acela. Numai eu știu cât m-am chinuit la antrenamente, dar a trebuit să-l fac. Și acum e învățătură de minte să nu mai trebuiască să nu mai mă las provocată, pentru că trebuie să protejez, pentru că noi la judo în primul rând învățăm proiectările. Păi și fotbalistul ce-a pățit? N-a pățit nimic, l-am protejat, a picat pe mâna mea. Am înțeles. Na. Bravo. E adevărat, eu acum te întreb, că lumea prietenii spun Chiștoc bate tot. Da, într-un ziar a fost scris, titlul a fost acesta, dar nu este așa. Ar fi bine să bat adversarele și să nu-i bat pe cei din afara judoului. Referă probabil la adversare, mai mult ca să. Să sperăm că la adversari, eu sper că la asta. Un ultim mesaj, toată lumea vrea să te vadă la Rio. Da, cu siguranță vreau să mai fac până la Rio. Totul depinde de accidentări, că în sport se știe cum e, niciodată nu poți să fii sigur că nu te accidentezi sau că. Eu chiar îmi doresc să ajung la Rio și îmi doresc nespus de mult să obțin aurul olimpic. Îți mulțumim foarte mult și îți Eu dorim vă multă treabă. mulțumesc din suflet. Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Intră în aplicația de Facebook Împreună la Jocurile Olimpice și susține sportivii României la Londra. Vodafone.